Am ajuns! E casa mea, adică a noastră. Uite-l pe tata! Nu uita, când vrei să vorbim, trebuie să-mi dai brățara. Și încă ceva, trebuie să te porți ca un cățel adevărat în fața tuturor. Hai să ne întrecem! Tată! Tată! Oh? Oh. Unde ai fost, Flo? Scuze, am fost la plimbare și m-am rătăcit puțin. El cine e? M-a ajutat să ajung acasă. Crezi că putem? Nu, dragă, nu-l putem păstra. Eu merg la slujbă, iar tu la școală. Un câine e o mare responsabilitate. Poate când vei mai crește. Hei! Vezi? E adorabil. Îl putem păstra? Da, e prietenos, dar nu-l putem păstra. Aș vrea însă... Mă bucur că suntem împreună. Nu mă mai simt singură. Îți va plăcea aici. Scuze, vrei să-mi spui ceva? Hai, magic, acum te înțeleg. Când mergem afară, abia aștept să explorez orașul. În curând, o să căutăm pe prințesa Amy. Uneori, orașul e îngrozitor. Toate străzile sunt la fel. A fost cât pe ce. Sper că totul e bine în Pocketville. V-am spus să nu vă întoarceți fără inima prieteniei. A fost vina Crachiei. Cum? A mea? Oare cine a aflat că sora ta se află în oraș? Îmi pasă mie. Vreau bijuteria și din cauza voastră incompetenților, bijuteria e la fata aia. Cum s-a ajuns prințesă a regatului Pocket fără piatra aia? Stai așa, fata promitea să se întoarcă de câte ori e nevoie de inima prieteniei. Cum? Se întoarce? Sunteți siguri? Suntem siguri! Atunci joaca nu s-a terminat, iar când va pune piciorul aici, o voi aștepta.